Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Omul între cer și pământ, căci unde ar fi mai potrivit locul omului decât să se găsească în acest etaj? Omul este un mediator și ar trebui să fie un element de legătură, de aceea el ar trebui să fie permanent adaptat ritmurilor naturale. Cerul în corpul nostru este reprezentat de cap, iar pământul este reprezentat de picioare. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, abdomenul reprezintă omul care se găsește între cer și pământ. Interesant este că la nivelul abdomenului există o întreagă disciplină de acupunctură și de masaj care folosește această zonă pentru tratamentul și pentru echilibrarea organismului, pentru că așa cum pe suprafața limbii, pe iris și pe suprafața urechii se proiectează organele interne, tot așa și la nivelul abdomenului există proiecții ale organelor interne. Filozofia taoistă și tehnica de Qigong spun că mișcarea pe care noi o facem este de obicei o mișcare care antrenează musculatura, dar este mai puțin o mișcare care antrenează organele interne. De aceea, o modalitate bună de a echilibra organismul și de a regla organele care țin în special de zona digestivă, ficat, vezică biliară, intestinul subțire, intestinul gros, stomacul, această tehnică cuprinde masajul sau automasajul zonei abdominale. Există multe tipuri de masaj abdominal, descris și de școala rusă, descris și de școala chineză. Această tehnică de masaj ajută de multe ori la restabilirea unui tranzit normal și la echilibrarea zonei digestive. Trebuie să precizez că în acupunctură există, să spunem așa, trei puncte cheie pentru echilibrarea zonei digestive, care sunt punctul vasconcepție 12, care se află în zona plexului solar, așadar la mijlocul distanței dintre apendicele xifoide, dintre stern și ombilic. Acela este punctul de reuniune al tuturor organelor cavitare, respectiv stomac, intestin gros, vezică urinară, intestin subțire și așa mai departe, vezică biliară. Acest punct, restabilind atât echilibrul la nivel digestiv, echilibrând stomacul, tranzitul intestinal, digestia, aciditatea pe stomac, eventuale balonări și indigestii, cât este și un punct cu o mare rezonanță la nivel energetic și spiritual, pentru că această zona plexului solar, creierul neurovegetativ, este zona de unde noi primim informații despre ceea ce se întâmplă în jur și, de asemenea, informații despre traumele sau șocurile emoționale. Plexul solar anticipează de multe ori emoțiile pe care le avem și semnalul este o stare de gol sau o stare de apăsare care încet încet urcă spre zona inimii, așa cum se întâmplă, de exemplu, fizic când există reflux gastroesofagian. De aceea, nu de puține ori m-am lovit în activitatea mea de o rugăminte a pacienților, aceea de a-i transforma în oameni care să nu mai simtă nimic. Și întotdeauna această ispită vine la pachet cu faptul că dacă simțim, acest lucru ne va umple de teamă, îngrijorare și, în ultimul rând, de tristețe, tristețea fiind unul din punctele pe care vreau să-l ating astăzi. Sigur că la prima vedere am putea să întrebăm ce legătură are o tehnică medicală cu o parte spirituală. Partea frumoasă la acupunctură este că
ea ne ajută să ne cunoaștem mai bine, să ne dezvoltăm spiritual, să evoluăm și să ne vindecăm. Așadar, ne oferă răspunsurile pe care, dacă nu le-am căutat în exterior, le putem avea în interiorul nostru. Nu ar fi bine ca noi să nu mai simțim nimic, pentru că a nu simți nimic înseamnă a fi rupt de fluxul vieții universale. Așadar, a fi, dintr-un anumit punct de vedere, mort. Sigur că, din punctul de vedere al unei substanțe inerte, poate să pară o stare fericită. Nimic nu te mișcă, nimic nu te deranjează, dar din punctul de vedere al ființei vii, care se îndoaie și ascultă cum bate vântul, această capacitate de adaptare, această capacitate de a face față provocărilor și stresului, reprezintă însăși calea pe care noi trebuie să creștem și să învățăm și este drumul pe care noi trebuie să mergem în viață. De aceea, răspunsul meu, prin acupunctură, bineînțeles, la oamenii care vin la mine, este acela că îi pot face să filtreze mai bine ceea ce simt, să aibă o reacție adecvată la ceea ce simt și să aibă înțelepciunea de a vedea dincolo de această primă reacție. Pentru că, de multe ori, sentimentul tristeții, de exemplu, ne poate face să credem că nu avem puterea să depășim un obstacol, nu avem pregătirea să depășim un obstacol, obstacolul este prea mare pentru puterile noastre, să nu încercăm acolo unde alții au eșuat și tot felul de gânduri care se adună și la un moment dat ne blochează. Problema este că noi nu suntem gândurile noastre. Gândurile noastre provin din noi, dar noi suntem ceva mai mult decât gândurile și mintea noastră. Sigur că atunci când Dumnezeu a creat lumea și când a creat și modelul, cum spun chinezii, cerul anterior, urmele cerului anterior, cel care a existat înaintea ca omul să apară în acest univers, sunt cele 8 puncte de acupunctură de pe meridianele extraordinare, așadar așa schiță acel blueprint care reprezintă până la urmă esența ființei noastre, ne ajută aceste puncte să ne vedem limitele, dar în același timp să și încercăm să le depășim. Așadar, de multe ori, acupunctura vine pe un teren unde a fost sădită neîncrederea, unde a fost sădită tristețea, neputința, complexul de inferioritate și așa mai departe. Creierul deja și-a generat propria poveste, a ordonat universul și caută evenimentele care să-i satisfacă această predicție, pentru că în felul acesta tot el își va da lui dreptate și va spune, vezi, ți-am spus că așa se va întâmpla și chiar așa s-a întâmplat. Este exact ca și o schimbare de paradigmă. De exemplu, mulți dintre pacienții care vin la mine sunt oameni care încearcă să facă bine în jur. Îmi place să am grijă de oamenii care fac bine celor din jur. Să nu uităm însă că binele trebuie oferit atunci când ne este cerut. Și să nu uităm că binele pe care îl oferim conform propriei noastre grile de valori nu se suprapune întotdeauna cu grila de valori pe care o are un alt om. Dacă, de exemplu, te duci la un restaurant și tu ai vrea să mănânci o ciorbă și ți se va servi cea mai bună friptură, vei fi extrem de încântat de acest lucru, dar cu toate astea nu este ceea ce ți-ai dorit tu. Și atunci mulți oameni se lovesc de faptul că oferă ajutorul fără să le fi fost cerut și evident suferă consecințele. Consecințele le suferă la nivelul plămânului și a intestinului gros, pentru că sunt organele din elementul metal care au de-a face cu ideea de dreptate, nedreptate, justiție, injustiție, adevăr, minciună,
moarte, viață și așa mai departe. Așadar, un domeniu al antitezelor. Și atunci, din punct de vedere energetic, când nu ți se cere ajutorul, nu vei avea dreptul să te amesteci în viața cuiva. Amestecul nu va fi privit cu ochi bun și, evident, vei primi lucruri negative. În schimb, de fapt, nu lucruri negative, ci lucruri care îți vor arăta că, așa cum tu ai dat omului un lucru bun, dar de care el n-avea nevoie, și el poate îți dă înapoi un lucru bun sau rău de care la fel tu nu aveai nevoie. De multe ori există și expresia aceea, numai în cap, în piele de bucurie. Interesantă alăturare de cuvinte, ținând cont că plămânul și intestinul gros care reglează pielea sunt legate de acest sentiment de meditație, de interiorizare, de iluminare, deci de bucurie interioară. Dar această bucurie interioară, când devine extrem de puternică, evident că învinge tristețea, iar tristețea, ducându-se departe de organism, și granițele organismului se extind dincolo de piele, pentru că, sigur, putem considera ca fiind structura care ne desparte de mediul pielea, dar putem să mergem mai departe și să considerăm câmpul energetic ca fiind zona cu care noi interacționăm cu mediul. Și atunci, este bine ca să ne oferim ajutorul de fiecare dată când ni se cere și să înțelegem că de multe ori sunt pacienți care vin la mine și îmi spun că au făcut atât de multe lucruri și nu se așteptau chiar de la persoana de lângă ei să reacționeze sau să facă așa. Și de multe ori le-am explicat că vina nu este a celui care a făcut acel lucru, ci vina este tot în mintea noastră, pentru că noi am proiectat o imagine asupra persoanei de lângă noi. O imagine care uneori este însoțită de puțină anxietate. Această anxietate având de-a face, într-un fel sau altul, cu zona plămânului. Nu întâmplător, unul din punctele care tratează foarte bine crizele de astm și tulburările de respirație, sindromul de distres respirator și așa mai departe, se află în zona umărului, chiar în locul unde clavicula intersectează mușchiul deltoid, plămân 1. Este ca o poartă a norilor, așa spun chinezii, pentru că și plămânul este, dintr-un punct de vedere, ca un fel de cer al omului, pentru că el ne permite să respirăm și atunci când respirăm, nu întâmplător, când aducem aerul în interiorul organismului, acest fenomen se numește inspirație. Ne simțim inspirați. Ne simțim inspirați pentru că plămânul, elementul metal, are legătură cu intuiția și cu voința divină. Deci ne simțim inspirați la propriu și la figurat. Sigur că uneori a vedea voința divină, a fi în armonie cu această voință divină, înseamnă până la urmă a accepta lucrurile așa cum sunt și a încerca să înveți cât mai multe lucruri, să faci cât mai mult bine celor din jur. Pe de altă parte, există oameni care au ca problemă dorința de control. Adică pleacă de la premisa că dacă universul întreg, dacă lumea în care trăiesc și nu numai, s-ar ordona după propria lor gândire, care, după părerea lor, este singura gândire eficientă și adecvată, atunci nu numai că lumea ar fi mai bună, dar nimeni nu ar mai avea de suferit. Sigur că acest tip de gândire este pe undeva determinat de o teamă foarte mare care arată și o scădere a energiei perinichi. Această scădere a energiei perinichi fiind însoțită de multe ori de o alterare a voinței, spiritul ți, cum spun chinezii, pentru că voința poate să lipsească și atunci omul nu se poate mobiliza să facă un lucru. Pe de altă parte, voința poate fi exacerbată, poate fi exagerată. Iar acest tip de exagerare a voinței poate duce la îndărătnicie, încăpățânare. Rinichiul, când este
împământat și este băgat în prea multe probleme, tinde să dezvolte patologie de gen stază, adică riscul de litiază, de pietre de nisip la rinichi. Dar el este un organ căruia nu-i place să se sacrifice, să se jerfească așa doar pentru niște idei uneori ușor deplasate, pentru că cu toate că rinichiul este un organ pereche, el este conceput să funcționeze așa în pereche, așadar cei doi rinichi sunt indispensabili organismului pentru a funcționa foarte bine, nu numai pentru a filtra toxinele, dar și pentru a regla starea emoțională și, în ultimul rând, pentru a regla partea care ține de fertilitate. Și, deci, transmiterea mai departe, în linie directă, a informației. Și atunci există un alt organ care acceptă să se jerfească, el este vezica biliară. Un organ fără de care se zice că am putea trăi. Acum, vezica biliară este un organ care, alături de strict rolul lui de depozit, mai are și un rol de filtrare și de secreție a sucurilor biliare și tot din arborele hepatobiliar fac parte și canalele biliare. Așadar, chiar dacă noi ne operăm și scoatem organul ca vezică biliară, rămân canalele biliare intrahepatice și mai rămâne ceva, cum spun chinezii, o fantomă a acestui organ. Iată de ce această fantomă poate să dea tulburări și așa se explică cum oameni care au fost operați și nu mai au vezica biliară, de multe ori manifestă simptome ca amețel, dureri de cap, palpitații, arsuri la stomac, tulburări de tranzit, dureri de coloană, mânie, depresie, ca și cum vezica biliară ar mai fi acolo, dar ea chiar mai este acolo. În urmă cu ceva timp am avut la cabinet un caz foarte interesant al unui pacient care, operat în urmă cu 25 de ani de vezica biliară, la un moment dat a început să acuze supărări asemănătoare cu acea perioadă. S-a dus să-și facă o ecografie și medicul i-a spus: totul arată foarte bine, chiar și vezica biliară. La care omul a tresărit mirat și a spus: cum vezica biliară? Că mie mi-a fost scoasă vezica biliară. Ei, zice medicul, nu știu ce v-a fost scoasă, dar priviți, aveți o vezică biliară foarte frumoasă. Este un caz interesant pentru că, așa cum se știe, funcția creează organul și rămâne o întrebare dacă vezica biliară chiar fusese scoasă sau, între timp, dintr-un anumit punct de vedere, ea s-a refăcut. Pe de altă parte, intestinul gros este o structură care ne face să ne simțim mereu îndreptățiți, ne face să ne simțim că avem dreptate. Nu este un lucru rău să ai dreptate și să lupți pentru dreptatea ta. Aceasta înseamnă o demnitate, bineînțeleasă, o demnitate care să fie în armonie cu vremurile în care trăim. Sigur că acum există dreptatea dusă la extrem, care după ce este executată și făcută, nu mai rămâne aproape nimeni în viață ca să se bucure de această dreptate care a fost făcută. Și atunci rămâne întrebarea cui folosește. Și în momentul în care intestinul gros intervine, el manifestă ca simptome fizice o constipație, pentru că vrea să mențină controlul, vrea să se încadreze strict în situația dată și, pe de altă parte, n-ar vrea să lase să transpire spre exterior supărările și tristețile care au măcinat omul respectiv. Uneori există sindromul de diaree, care este determinat în medicina chineză, pe lângă o perturbare a florei intestinale, de un dezechilibru la nivelul vezicii biliare sau de un dezechilibru la nivelul splinei. Există chiar un sindrom de vid al splinei care determină o diaree cronică care se poate întinde pe ani de zile,
cu un număr de scaune apoase destul de mare pe parcursul unei zile. Mi-aduc aminte, în urmă cu ani de zile, chiar foarte mulți ani de zile, am întâlnit o astfel de pacientă și am folosit cu succes pentru tratarea acestei probleme lucru care nu fusese reglat în aproximativ 20 de ani cu niciun fel de tratament, lucru care cumva m-a făcut și pe mine să ezit din punct de vedere mental, deși știam că acupunctura sigur ar putea să o ajute, pentru că vedeam că factorul mental este extrem de puternic, și atunci am folosit puncte de pe meridianul stomacului, stomac 25, cele care se află exact la jumătatea corpului, trasând o linie orizontală prin ombilic, de o parte și de alta, a ombilicului, la aproximativ două degete pe linia orizontală care trece prin ombilic. Este interesant că acolo este și zona, să spunem, mijlocul omului. În mijlocul omului este o zonă bogată în semnificații, pentru că unirea lucrurilor de sus cu cele de jos se produce în această zonă și energiile se întâlnesc, dar mai mult decât atâta, punctul stomac 25 de pe dreapta se folosește pentru echilibrarea colonului ascendent și o parte din colonul transvers, iar punctul de pe stânga pentru colonul descendent, sigmoid și rect. Chiar în urmă cu ani de zile, profesorul meu, doctorul Ladea, povestea o întâmplare cu un prieten care a venit la el și sfidător i-a spus: știi, eu nu cred că acupunctura ta poate să aibă un efect asupra mea. Profesorul meu i-a spus râzând: da, eu pot să-ți demonstrez asta, deși acupunctura nu se face pentru a demonstra ceva, ci se face pentru a trata și a echilibra oamenii, dar dacă o să spun acele astea, o să te duci la toaletă toată noaptea. E, hai, chiar așa a spus el? Hai să vedem. A folosit exact aceste două puncte și undeva pe la miezul nopții primește un telefon de la prietenul lui: ce mi-ai făcut că stau tot timpul numai la toaletă? Deci, uneori trebuie să ai grijă ceea ce îți dorești, pentru că s-ar putea să ți se îndeplinească. Și înainte de pauză aș vrea să vă reamintesc o parabolă frumoasă, pentru că de fapt intestinul gros și plămânul funcționează cel mai bine în starea de liniște, pentru că meditația este caracterizată de starea de liniște și se zice că Buddha făcea o meditație asupra liniștii. Era o meditație superbă și la un moment dat zeitatea apare și îi spune: vai, dar ce meditație superbă asupra liniștii. La care Buddha zice: păi da, eu n-am spus nimica. Și zeitatea zice: știm, tu n-ai spus nimica, noi n-am auzit nimica, deci iată, ce meditație superbă a liniștii. Și acum să ne liniștim cu o scurtă pauză. Elementele care corespund tristeții din punct de vedere simbolic sunt ca organe plămânul și intestinul gros. Culoarea este culoarea albă. Animalul mitologic este tigrul. Interesant animal tigru, pentru că el în șamanism și în tehnicile taoiste de alchimie este într-o strânsă legătură cu dragonul. Din unirea dragonului și cu tigru rezultă acea inițiere, acea evoluție pe care o persoană o face pentru a avansa. Și în filmele care circulă pe marile ecrane, de multe ori se văd la luptătorii aceia de kung fu și arte marțiale care au tatuat pe o mână dragonul și pe cealaltă tigrul. De fapt, aceasta este mai mult o unire mistică a celor două principii, principiul masculin și feminin, dragonul reprezentând estul și viața, tigrul reprezentând vestul și moartea, iarăși întâlnirea dintre est și vest, despre care am vorbit în emisiunea trecută, o întâlnire care trebuie să fie pe un pământ roditor, un pământ care le suportă pe toate. Nivelul energetic, corespunzător îngrijorării, Taiyin și Yang Ming. Taiyin este format din plămân și pancreas, Yang Ming este format din stomac și intestin gros.
hexagrama Qian și Dui, numerele corespunzătoare 7 și 8, gustul picant, anotimpul toamnă, ziua săptămânii, vineri și planeta Venus. Chakra corespunzătoare este prima chakra, chiar chakra bazală. De ce se ține post vinerea? În primul rând, se știe că există o corespondență între zilele săptămânii și planete, există o corespondență între planete și organele interne, deci există o corespondență între postul ținut în anumite zile și întărirea anumitor organe. Vinerea nu este întâmplător aleasă ca zi de post prin tradiție, pentru că fiind ziua în care este elementul metal, planeta Venus, care este legată de elementul metal, iată așadar, este o zi în care comunicarea și relația cu divinitatea este într-o octavă superioară. Ca să reușim să avem însă această comunicare, organismul nu trebuie să fie îngrămădit, nu trebuie să fie înghiontit cu toxine, pentru că dacă toxinele sunt extrem de puternice, datorită unei alimentații mult prea abundente, intestinul gros va trebui să lucreze suplimentar și nu va putea să facă față, și atunci partea de intuiție, de meditație, așadar de ascultare a cuvântului divin, va fi mult mai redusă. Pe de altă parte, va intra în acțiune generalul din organism, ficatul, cel care găzduiește, cum spun chinezii, sufletul necorporal, Hun, adică acea scânteie de divinitate din noi care se reîntoarce la cer, dar care atâta vreme cât suntem în acest corp face drumul acesta dus-întors în timpul stărilor de meditație, în timpul stărilor de rugăciune, în timpul stărilor de vis și în alte anumite stări, face acest drum dus-întors pentru a se încărca cu energie divină și pentru a ne ajuta să păstrăm legătura cu divinitatea și să ne alimentăm cu energie proaspătă și pură. În acest punct de vedere, există un punct care se află chiar pe linia mamelonară, așadar coborând de la sân în jos pe linie verticală, în al șaselea spațiu intercostal. Acolo este punctul ficat 14, punctul mu al splinei, adică punctul prin care ficatul își plătește tributul și ajută funcționarea splinei, pentru că se știe că de multe ori, când ficatul are de suferit, și splina este dezechilibrată. Este unul din punctele care, din punct de vedere energetic, poate fi folosit pentru reglarea, detoxifierea și regenerarea ficatului, pentru tratamentul durerilor de cap și restabilirea vederii, dar în același timp este și unul din punctele de alarmă care de multe ori poate să doară când splina este în suferință, și este și un punct care poate fi combinat cu celălalt punct vas concepție 12 și cu ficat 13, această triadă a punctelor, restabilind echilibru între stomac, splină și ficat, așadar un triunghi magic în care cerul se întâlnește cu pământul, pentru că stomacul și splina reprezintă aspectul pământ, iar ficatul reprezintă aspectul cer. Pe de altă parte, dacă reușim să echilibrăm această zonă a ficatului și somnul va fi cu mult mai liniștit, pentru că punctul ficat 14 e o stație terminus, este locul unde energia, după ce a parcurs întregul corp pe 25 de ori ziua, de 25 de ori noaptea, ajunge în jur orei 3 în acest punct, de unde face tranziția spre punctul plămânul, acel punct în zona umărului care tratează foarte bine tulburările respiratorii. Interesant este că pe traseul acesta el nu sare direct, energia nu sare direct de la punctul ficat 14 la plămân, nu, ci trece prin interiorul inimii și dă un ram chiar și la creier, un ram care ascensionează și ajunge chiar în creștetul capului, la mijlocul zonei dintre cele două urechi, punctul Pai Hui, punctul celor 100 de reuniuni.
În tehnicile de alchimie taoistă există acest centru Pai Hui alături de inimă, plexus solar și mai jos ombilicul și punctul de sub ombilic, câmpul de cinabru inferior și apoi organul genital. Există așa doar o coloană verticală a organismului cu 5 puncte. Existând un tip specific de meditație care antrenează o respirație care pleacă de la baza coloanei și ajunge până în vârful creierului, de fapt de la punctul Vas Concepție 1 la punctul Pai Hui, și se întoarce înapoi, pe inspir se urcă, pe expir se coboară. Este un tip de respirație care antrenează energia pe unul din meridianele extraordinare Chiang Mai, care este primul meridian energetic al organismului și din care se dezvoltă ulterior celelalte organe. Așadar, conține acest meridian natura noastră intrinsecă. Și prin această tehnică de alchimie taoistă și de respirație se urmărește reîntoarcerea la valorile inițiale, la valorile primordiale. Rescrierea programului care s-a defectat al organismului pentru a intra din nou în rezonanță cu valorile și energiile adevărate care ne-au creat. Plămânul este un organ care nu numai că ne ajută să respirăm și să fim inspirați, așa cum spuneam, dar ne ajută să ne și adaptăm la ritmul vieții, pentru că dacă alergăm, respirăm mai rapid, dacă mergem încet, respirăm mai încet, dar ne ajută să eliminăm și acumulările în timp. Așadar, plămânul ne învață că nu este bine să-l lași să se acumuleze foarte multă ură, mânie, sentimente, lucruri nespuse, pentru că la un moment dat ele vor trebui spuse. Sigur că ritmul în care se spun aceste lucruri este foarte important. Știut fiind în taoism că toate formele de vorbire consumă energia. Cântatul este o formă de manifestare prin care energia este câștigată și nu consumată, lucru prin care se explică de ce multe din ritualurile religioase se produc pe muzică și nu pe vorbit. Pe de altă parte, atunci când vorbești și ești cuprins de diferite emoții, mânie, tristețe, îngrijorare, ritmul respirator nu mai este cel normal, cel odihnitor, și atunci, dintr-un anumit punct de vedere, oxigenarea creierului scade, iar plămânul se încarcă cu extrem de multe toxine. De aceea, pe lângă o respirație completă și o respirație corectă, trebuie să acționăm din timp pentru ca această stază de energie, cum o numesc chinezii, această acumulare în timp, să o corectăm. Sigur că corecțiile se pot face prin salturi mari și după ce s-au făcut multe acumulări, dar în acel moment trecerea și tranziția va fi mult mai dureroasă. Intestinul gros este cel care ne învață să ne menținem verticalitatea, dar nu trebuie să uităm că verticalitatea aceasta nu trebuie însoțită de o rigiditate foarte mare, pentru că a nu exista legi și a exista legi care se respectă la absurd, există o diferență foarte mare. Întotdeauna calea de mijloc este calea cea mai bună și trebuie să ne păstrăm întotdeauna capacitatea de adaptare, pentru că, de fapt, și organismul nostru supraviețuiește păstrându-și capacitatea de adaptare. Trebuie să înțelegem că, cum spuneau taoiștii, viața este asemănătoare unei monede și o aruncăm în aer și nu știm niciodată pe ce față ar putea să cadă. Aș putea adăuga la parabola asta un alt gând care ar spune că una din fețele acestei monede ar susține că singurul adevăr este al ei și că cealaltă față nu există sau este falsă, și în felul acesta cele două fețe nu și-ar da seama că sunt absolut complementare și de fapt fac parte dintr-un întreg. Dacă dăm dovadă de prea multă rigiditate, de prea mult spirit justițiar, dacă avem senzația că mereu ni se face nedreptate, uităm să mai fim smeriți și supuși, atunci cerul nu va mai fi în armonie cu noi, nici noi în armonie cu cerul, și va încerca divinitatea să ne
conducă pe drumul cel bun, dar noi nu vom putea vedea și nici nu vom putea auzi acest drum, pentru că urechile, mintea și inima noastră și ochii vor fi blocați de acest tip de sentiment, cum este tristețea, cum este îngrijorarea. Uneori, dacă încercăm să facem lumină într-o anumită problemă, putem scoate la suprafață anumite traume, anumite emoții, anumite sentimente. De exemplu, zona plămânului și a intestinului gros sunt pline de depuneri și de traumatisme, în special ceea ce privește pierderea unei persoane dragi, relația dintre viață și moarte, aprecierea la justa valoare a timpului pe care l-ai la dispoziție și așa mai departe. De aceea, uneori deblocarea acestei zone poate duce la o eliberare emoțională care se însoțește de plâns, de tristețe, acest lucru fiind însă în fața unui terapeut experimentat, dar dovada că acolo s-a atins acea coardă sensibilă care trebuia deblocată, pentru că un blocaj care rămâne îngropat din ce în ce mai adânc tinde să se transforme într-un adevărat program de viață. Și nu de puține ori intestinul gros joacă rolul unui programator de viață, pentru că el ne împinge la un moment dat să acționăm, să ne căutăm dreptatea. Tot el ne face la un moment dat să nu ne simțim foarte confortabil când suntem prinși într-o anumită situație din care nu vedem sau nu avem în momentul respectiv o modalitate de ieșire, și atunci suferim foarte mult. De fapt, ar trebui să stăm calm și relaxați, pentru că se știe că, așa cum există yin și yang, zi și noapte, întotdeauna situațiile evoluează în ambele sensuri și dacă ne vom păstra forțele, vom putea acționa la momentul potrivit, așa cum trebuie. Nivelul energetic Tai-in este un nivel energetic interesant, pentru că acolo, la intersecția dintre plămân și pancreas, se selectează ceea ce este necesar de ceea ce nu este necesar, ceea ce este bun de ceea ce este rău, ceea ce iese din organism față de ceea ce intră în organism. Dacă plămânul are legătură cu intuiția, pancreasul are legătură cu gândirea. Deci este un nivel la care gândirea și intuiția se întâlnesc, la care gândirea și intuiția conlucrează. Una din ideogramele care definesc acest nivel, ideograma I, din hexagrama 27, are legătură cu ideea de gură deschisă, gură deschisă care s-a deschis ca să mănânce. Nu se spune exact ce să mănânce, ar putea să mănânce mâncare, care ne susține din punct de vedere material, dar ar putea să mănânce lucruri spirituale, să ne hrănească trupul și spiritul și la rândul ei gura să fie folosit și ca poartă de ieșire a unor sentimente alese și a unor gânduri foarte bune. Gura se află de asemenea, din punct de vedere energetic, sub controlul elementului pământ, pancreas și secundar pancreasul și în principal stomacul. Stomacul care face parte din cel de-al treilea nivel energetic, nivelul Yangming, unde se intersectează cu celălalt organ al logii metal, intestinul gros. Stomac, intestin gros, nivelul Yangming. Deși la acest nivel se întâlnesc intuiția cu partea rațională. Dacă la nivelul prim era vorba despre intuiția care hrănește spiritul și conștiința, la acest nivel este vorba de depozitarea în profunzime a lucrurilor care ne sunt de folos, a lucrurilor drepte, în felul acesta putând ajunge să echilibrăm organismul și mai mult decât atât, să avem o gândire limpede. Unul din lucrurile care se întâmplă în momentul în care faci acupunctură este faptul că la aceste două nivele se produce un declic, iar acest declic face ca omul să aibă o minte mult mai limpede și cu care să vadă în mod normal adevărul care se ascunde dincolo de cuvinte. Pentru că
a avea caracteristici cum ar fi blândețea, ascultarea, răbdarea, calmul, sunt elemente care ne pot face să învingem și în cele mai dure situații. Această învingere, de fapt, nu înseamnă să învingem pe cineva, ci înseamnă să dobândim capacități puternice chiar în interiorul nostru. Culoarea alb, care este culoarea metalului, este simbolul purității. Este simbolul vestului, care înseamnă moartea, dar în același timp este și simbolul răsăritului, când apare prima geană de lumină, moarte și renaștere. Dacă ne gândim dintr-un anumit punct de vedere, părul persoanelor care îmbătrânesc se colorează în alb, pentru că albul este și simbolul înțelepciunii a unei persoane care a acumulat multă înțelegere și multă energie și care este gata să o dea mai departe. Laptele pe care mama îl dă bebelușului este de asemenea de culoare albă. Iată, inițierea se produce și pe calea alimentară și se transmite din punct de vedere nu numai fizic, dar și energetic, de la mamă la copil, odată ce cordonul umbilical a fost rupt. Culoarea alb fiind și culoarea imunității, iată de ce, din punct de vedere simbolic, hrănirea cât mai multă vreme cu lapte matern creează o stare de bun echilibru imunitar. Sânul, în medicina chineză, este dependent de asemenea de elementul stomac, deci tot de elementul pământ și de ficat. Cele două organe și buna lor funcționare, creând un echilibru la nivelul sânului și prin acesta ajutând la eliminarea stazelor energetice care s-ar putea traduce prin eventual noduli, așa zisele probleme de mastoză fibrochistică și așa mai departe. De aceea, de multe ori, problemele cu sânul apar în momentul în care omul este condus de multă mânie care afectează ficatul, sau este condus de multă îngrijorare care afectează stomacul, acesta determinând o stază pe cele două meridiane care țin sub controlul lor sânul. Dar, pe de altă parte, iată ce interesant. Deci, din corpul mamei, pământul și cerul se unesc pentru a forma sânul, care din centrul lui dă laptele care hrănește organismul pentru a crește și pentru a se dezvolta, nu numai din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere spiritual. Meridianul vas concepție, care este din creștetul capului pe o linie verticală trecând prin zona nasului, a buzelor, a sternului, a umbilicului și până în zona perineului, deci linia mediană a corpului, este meridianul Ren Mai sau vas concepție și se spune că acest meridian conține tiparul nostru interior, toate motivațiile, toate gândurile, toate sentimentele. Așadar, contactul dintre mamă și copil se produce exact între aceste două meridiane, unul la copil, unul la mamă. De aceea, modelele arhetipale se transmit dincolo de cuvinte și de aceea un copil va acționa și va înțelege ceea ce vrea mama lui sau unul dintre părinți înainte ca ea să vorbească, pentru că există o comunicare energetică mult mai subtilă. Cifra 7 este o cifră a plenitudinii pentru că, se știe, Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Există 7 ceacre. Cifra 8 este, dintr-un anumit punct de vedere, o cifră complexă pentru că, iată, ea simbolizează un proces care s-a încheiat, dar care poate să continue la infinit pentru că 8-ul întors pe orizontală simbolizează infinitul. Nu întâmplător, în I Ching, cartea ghicitului, prost tradus așa, dar mă rog să o acceptăm așa, cele 8 trigrame combinate cu ele însele formează cele 64 de hexagrame care reprezintă arhetipurile caracteristice în universul nostru. Ceea ce privește tigru, el este un animal în general fioros, dar conține în el înțelepciune în stare brută. Acum depinde de fiecare dintre noi cum hotărâm să ne folosim această energie. Putem folosi această energie la un nivel inferior și în felul acesta ne punem în valoare capacitatea distructivă, capacitatea războinică, capacitatea de a face vid în jurul nostru, că și una din ideogramele care formează vidul este locul pe unde a trecut un tigru, un tigru care mănâncă totul și nu mai lasă nimic, deși acolo, în interiorul vidului,
există un câmp de forțe care va regenera întreg universul sub puterea cuvântului divin, sub puterea focului divin reprezentat prin meridianul 3 focare. Pe de altă parte, cum spuneam la început, tigrul se unește cu dragonul pentru a forma acea stare specială în care emisfera dreaptă cu emisfera stângă a minții se unesc, prin care intuiția se unește cu gândirea și se produce acea scânteie divină, acel sâmbure de lumină aurie care determină reechilibrarea și întoarcerea la sinele superior și reconectarea cu divinitate. Deci, tigrul înseamnă evoluția spre un nivel superior pentru a ne putea folosi intuiția în dezlegarea problemelor și mintea în analiza variantelor care pot fi cele mai bune. Finalul emisiunii, aș vrea să vă urez să vă folosiți intuiția cu înțelepciune și nu uitați că întotdeauna cele mai bune intuiții vin din iubire, iar iubirea izvorește întotdeauna din liniște și dintr-un suflet împăcat. Vă mulțumesc!